Pe data de 1 iunie 1946, Ion Antonescu cădea răpus de gloanțele plutonului de execuție în curtea închisorii militare Jilava. Înainte de a părăsi clădirea închisorii, mareșalul a decupat o bucată din tricolorul de la o carte de religie și a prins-o cu un ac de gămălie în piept. Apoi s-a îndreptat însoțit de asistență în Valea Piersicilor din curtea unității de detenție, acolo unde avea să aibă loc ducerea la bun sfârșit a executării sentinței. La ora 17:45, condamnații la moarte au fost escortați de câțiva gardieni ai închisorii spre locul de execuție. În primul rând au mers Ion Antonescu și Gheorghe Alexianu, fost guvernator al Transnistriei. În al doilea rând, Constantin Vasiliu, fost ministru de interne, și Mihai Antonescu, fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Din plutonul de execuție au făcut parte Avram Bunaciu, secretar la Ministerul de Interne, Mihail Gavrilovici, inspector la Ministerul de Interne, Alfred Petrescu, procuror, Gheorghe Sândulescu, procuror, Alexandru Rugină, comandantul plutonului de execuție, colonelul Dumitru Pristavu, comandantul închisorii militare Jilava, Octavian Teodor Totolici, confesor al închisorii, Gheorghe Colac, grefier, Alexandru Grigore Ionescu, medic legist, și Constantin Paraschivescu Bălăceanu, avocat. În momentul în care s-a încercat să se procedeze la legarea condamnaților la ochi și de stâlpul de execuție, toți au declarat că vor să stea cu fața către grupa de execuție și nelegați, cu excepția comandantului Constantin Vasiliu, care a cerut să fie legat la ochi cu propriul său fular. La ora 18:06, cei patru condamnați au fost ciuruiți de gloanțe. Alexandru Rugină, comandantul grupei, a comandat pregătirea armelor, ochirea și focul, care s-a executat cu arme de tip militar. În urma salvei de gloanțe avea să raporteze și inspectorul de poliție Mihail Gavrilovici. Au căzut toți la pământ. În clipa următoare, Ion Antonescu s-a ridicat, prijinindu-se pe o mână și a strigat: "Domnule, nu m-ați omorât!" Efort după care a căzut jos. Gheorghe Alexianu și Mihai Antonescu au rămas nemișcați, iar Constantin Vasiliu se zbătea gemând. După încetarea focului, medicul legist Alexandru Grigore Ionescu a constatat că cei executați dădeau încă semne de viață. În acest context, comandantul grupei de execuție a executat loviturile de grație, trăgând cu revolverul în capul fiecărui condamnat. Din raportul inspectorului de poliție Mihail Gavrilovici, mai rezultă că în Constantin Vasiliu s-a tras și cu armă, fiindcă tot se mai zbătea. La ora 18:15, medicul legist a constatat moartea tuturor celor ce fuseseră împușcați, cadavrele rămânând pe loc, sub paza unei gărzi formate din gardieni publici. La scurt timp după execuție, în urma unui ordin telefonic primit de la Lucrețiu Pătrășcanu, procurorul Gheorghe Sândulescu i-a predat lui Avram Bunaciu, secretarul general al Ministerului de Interne, 3 casete de film și 4 role de film cu execuția. După circa o oră, sub supravegherea procurorului Gheorghe Sândulescu, cadavrele au fost percheziționate de un gardian public din grupa de execuție și de grefierul închisorii Jilava Ștefan Craioveanu. Asupra lui Ion Antonescu s-au găsit 2 batiste, o icoană și o pălărie de culoare maro. Încărcate în 2 ambulanțe ale salvării, cadavrele au fost duse la crematoriul Cenușa, însoțite de bricul prefecturii. Prim-procurorul Sândulescu s-a opus la incinerare și a trebuit să piardă timp până la ora 21:15, când a început incinerarea. Incinerarea fiecărui cadavru a durat 1 oră și jumătate. După fiecare incinerare, cenușa a fost pusă într-o urnă, introducându-se un bilet cu numele executatului. De asemenea, s-a scris și pe capacul urnei numele fiecăruia.
Incinerarea a luat sfârșit la ora 2 noaptea, în ziua de 2 iunie 1946. Urnele au fost transportate de prim-procurorul Sândulescu la prefectură, luându-se semnătura comisarului Simion pentru primirea lor. Cu puțin timp înainte de execuție, mama mareșalului solicitase prim-procurorului să-i fie predat corpul fiului spre a-l îngropa în cavoul familiei, la cimitirul Iancu Nou. În caz de incinerare, rugase să-i se predea cenușa. Același lucru îl solicitase și soția generalului Constantin Vasiliu, doctora Gabriela Paraschivescu Vasiliu. Ultima dorință a bătrânei doamne, Lița Baranga, mama mareșalului, nu a fost însă îndeplinită. Și nici cea a lui Ion Antonescu, care la 17 mai 1946, în ultima scrisoare adresată soției, consemnase: am să mă rog să fiu îngropat lângă cei care mi-au fost străbuni și călăuzitori, la Iancu Nou. Acolo voi fi printre cei cu care în copilărie am cunoscut și bucuriile și lipsurile. Fost conducător al statului român, titulatură ce avea echivalent cu rangul de prim-ministru, Ion Antonescu a fost condamnat la moarte de către un tribunal al poporului, imputându-i se că a săvârșit cea mai mare crimă petrecută în istoria poporului român, alăturându-se Germaniei hitleriste la agresiunea contra popoarelor din Rusia sovietică, care doreau o colaborare pașnică cu poporul român, dar și crime de război împotriva populației evreiești. Trebuie menționat că tribunalele poporului fuseseră instituite prin lege de către guvernul Petru Groza, prin legea numărul 312 din 1945. Ucis cu o zi înainte să împlinească vârsta de 64 de ani, mareșalul Ion Antonescu a căzut sub gloanțele plutonului de execuție, convins că își făcuse datoria față de țară și față de poporul român. Ion Antonescu a fost general, apoi mareșal al armatei române, președinte al Consiliului de Miniștri, conducător al statului. Ion Antonescu este una dintre cele mai controversate personalități din istoria României. A avut o ascensiune fulminantă în ierarhia militară, ajungând șef al statului major general, apoi ministru al apărării. În timpul regimului carlist, intră în disgrația regelui. Reapare pe scena publică în contextul creat de pierderile teritoriale din vara anului 1940, numit președinte al Consiliului de Miniștri și învestit cu puteri depline. După abdicarea regelui Carol al II-lea, preia efectiv conducerea statului și formează un guvern alături de Mișcarea Legionară, alăturând România puterilor Axei. După îndepărtarea legionarilor, Ion Antonescu instaurează un regim autoritar, iar la 22 iunie 1941, România participa alături de Germania la invadarea Uniunii Sovietice cu scopul de a elibera Basarabia și nordul Bucovinei. Odată cu schimbarea cursului războiului în favoarea aliaților, situația României a devenit dramatică, existând posibilitatea ocupației sovietice. Negocierile paralele pentru ieșirea din război, demarate pe de o parte pe cale oficială de guvern și pe cale neoficială de regele Mihai și opoziție, nu au adus niciun rezultat concret. Ion Antonescu nu a dorit să încheie un armistițiu defavorabil pentru țara noastră, ceea ce ar fi însemnat capitularea necondiționată. Regele Mihai, temându-se de o catastrofă națională, l-a demis și l-a arestat printr-o lovitură de palat. Antonescu a fost judecat în perioada guvernului comunist, fiind acuzat că în timpul războiului a ordonat asasinarea și deportarea în Transnistria a zeci de mii de evrei. A fost condamnat la moarte pentru crime de război și executat la 1 iunie 1946. Ion Antonescu s-a născut la 2 iunie 1882 în Pitești, județul Argeș. Provenea dintr-o familie de militari. A urmat cursurile primare și gimnaziale în orașul natal,
iar în 1898 se înscrie la școala pentru fiii de militari din Craiova, al cărei absolvent devine 4 ani mai târziu. În anul 1902 se înscrie la școala pregătitoare de ofițeri de infanterie și cavalerie, iar în 1904 este înaintat la gradul de sublocotenent, începându-și activitatea de ofițer la regimentul 1 Roșiori. Din acest moment, timp de 2 ani studiază la școala specială de cavalerie de la Târgoviște. În timpul Răscoalei Țărănești din 1907, se distinge în fruntea unui mic detașament care apăra intrarea în Galați, convingându-i pe țărani să nu intre în oraș, fără a se trage niciun foc de armă. În 1911, locotenentul Ion Antonescu este admis primul la Școala Superioară de Război, al cărei absolvent devine 2 ani mai târziu. Generalul intră în atenția publică în anul 1934, când dezvăluie o deturnare de fonduri destinate apărării naționale, acțiunea sa aducându-l în disgrația lui Carol al II-lea și a camarilei sale. Acest război rece crește în intensitate în 1940, când regelui îi se reproșează cedarea cu mare ușurință a Basarabiei și a Bucovinei de Nord în dauna Uniunii Sovietice. Antonescu se ofere să salveze ce mai este cu putință de salvat din coroană, din ordine și din granițe, cerându-i suveranului să nu mai asculte de forțele oculte, care, spune Antonescu, ne-au adus unde ne găsim. Drept răspuns, Carol al II-lea a decis internarea generalului Ion Antonescu la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. După dictatul de la Viena, regele va trebui să apeleze la general. Acesta, bucurându-se de încrederea armatei și a partidelor politice, încredere de care suveranul începea să nu mai beneficieze. Președintele Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, informat în legătură cu decizia regelui, se va întâlni cu Antonescu la Ploiești, unde cei doi vor plănui detronarea lui Carol și alcătuirea unui guvern de Uniune Națională. În zilele de 2, 3 și 4 septembrie 1940, Antonescu poartă tratative cu Maniu, Horia Sima și I.C. Brătianu în vederea constituirii unui cabinet de Uniune Națională. În fapt, liderii național țărăniști și național-liberali nu doreau să-și asume răspunderea conducerii țării, urmând să-l determine pe generalul Ion Antonescu să preia sarcina de a redresa situația. La 3 septembrie, legionarii au întreprins o serie de atacuri armate împotriva autorităților de stat, a unor unități militare, soldate cu morți și răniți. La 4 septembrie, generalul Ion Antonescu a fost însărcinat de Carol al II-lea cu constituirea unui nou guvern. În aceeași seară, îi se cere regelui de către general să îi fie acordate puterii depline în stat, iar pe 5 septembrie, Ion Antonescu devine liderul de facto al țării, deși a doua zi, regele Mihai devenea urmașul la tron al lui Carol. Regele era capul oștirii, avea dreptul de a bate monedă, conferea decorații, numea primul ministru și avea drept de amnistie și grațiere. La 9 zile după acest eveniment, la 14 septembrie 1940, se formează un nou guvern alcătuit din antoneștieni și legionari, România fiind proclamată stat național legionar. Astfel se instaurează un nou regim în România, cei 4 ani în care Antonescu a fost la putere, nefiind lipsiți de evenimente. Pentru început, statul nostru formează o alianță cu Germania, motivul invocat fiind instruirea armatei, prilejul fiind de fapt perfect pentru nemți spre a-și pregăti războiul împotriva rușilor. După câteva luni de la venirea la putere, Antonescu are unele conflicte cu legionarii, cei din urmă creând o poliție politică paralelă, dezlănțuindu-se împotriva evreilor și confiscându-le averile. În ianuarie 1941, izbucnește un conflict între legionari și armată, legionarii fiind înfrânți și încheindu-și guvernarea. Ion Antonescu se arată de asemenea intolerant față de evrei, el susținând că aceștia au fost favorabili ocupației sovietice din Basarabia și Bucovina de Nord,
Astfel, toată populația evreiască din acele două zone este deportată dincolo de Nistru. Acestora li se adaugă și un număr de țigani, totalul persoanelor deportate fiind estimat la 150.000. Cu toate acestea, în anii următori, mareșalul se arată favorabil evreilor, contribuția sa fiind decisivă la salvarea unor evrei din Occident sau Transilvania de Nord. Un rol deosebit de important a fost jucat de Ion Antonescu și în eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei. În anul 1944, sprijinindu-se pe un bloc național democratic de curând constituit, regele Mihai procedează în după-amiaza lui 23 august la un fel de lovitură de palat. Refuzând să încheie un armistițiu cu sovieticii, Ion Antonescu este demis din funcția de prim-ministru de rege și arestat, după care regele ordonă armatei să înceteze lupta împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Aceștia din urmă refuză să plece, armata română întorcând armele împotriva foștilor aliați, fapt ce ne va aduce pierderi de sute de mii de oameni, dar recucerirea Transilvaniei. Revenind la mareșalul Ion Antonescu, acesta a fost arestat în timpul unei întrevederi cu regele, fiind dus într-o cameră blindată. Regele procede la numirea imediată a unui nou guvern, anunțând la radio decizia de a se alia cu Uniunea Sovietică, până atunci adversara României în război. Cu acest prilej se declanșează o confuzie totală. Armata Roșie, nefiind informată în legătură cu decizia luată de rege, continuă să lupte împotriva românilor, dezarmând și capturând 600 de ofițeri, 6.000 de subofițeri și peste 150.000 de soldați. Practic, din cele două părți beligerante, s-a creat o a treia reprezentată de armata țării noastre. În cele din urmă, România semnează armistițiul cu Națiunile Unite, reușind apoi să elibereze ultimele localități românești, Carei și Satu Mare, apoi participând la eliberarea Ungariei și a Cehoslovaciei. Postul conducător al țării, Ion Antonescu, este condamnat la moarte și executat în data de 1 iunie 1946, fiind împușcat la închisoarea Jilava. Ion Antonescu, liderul României timp de aproape 4 ani, poate fi tras la răspundere pentru o mulțime de lucruri, dar naționalismul nu îi poate fi contestat de către nicio autoritate, fie ea morală, juridică sau de orice alt fel. De altfel, istoricii care i-au analizat viața se împart în două tabere. Unii susțin că mareșalul a fost un criminal, iar alții îl înalță pe un piedestal de erou. Condamnarea lui Ion Antonescu este încă controversată, fiind și istorici care spun că a fost doar o înscenare. Pe data de 9 mai 1945, cel de-al doilea război mondial lua sfârșit pe continentul european. Odată cu sfârșitul conflictului, a început era proceselor. Mai precis, învinșii au trebuit să dea socoteală pentru toate atrocitățile săvârșite în timpul războiului. În special, este vorba de naziști și de toți aliații Germaniei naziste. A început, practic, vânătoarea criminalilor de război. La numai un an de la încheierea războiului în Europa, la 6 mai 1946, a început judecarea mareșalului Ion Antonescu, fost șef autoritar al statului român pe toată perioada războiului. Mai precis, după abdicarea regelui Carol al II-lea, la 6 septembrie 1940, Ion Antonescu, în acea perioadă președinte al Consiliului de Miniștri, a preluat conducerea statului și a format guvernul împreună cu Mișcarea Legionară. Era o perioadă nefastă pentru statul român, marcată de pierderile teritoriale din vara lui 1940. La scurt timp, Antonescu a îndepărtat și Mișcarea Legionară, conducând ulterior autoritar statul, iar în vara lui 1941 a aruncat România în cel de-al doilea război mondial, de partea Germaniei naziste. Pierderea războiului de către Germania nazistă și trecerea României de partea învingătorilor a însemnat și sfârșitul regimului Antonescu.
În perioada 6-17 mai 1946, Antonescu a fost judecat ca și criminal de război de un tribunal al poporului cu acordul regelui Mihai I, cel care l-a și demis anterior. Arestarea lui Ion Antonescu vine după înfrângerea și retragerea aliaților germani de pe frontul de est și apariția trupelor sovietice la graniță și mai apoi pe teritoriul României. Istorici, precum Gheorghe Buzatu, susțin direct că arestarea lui Ion Antonescu a fost orchestrată de comuniști. După interogatorii dure, Antonescu și colaboratorii săi au fost duși în fața Tribunalului Poporului. Acest tribunal, după cum arată o serie de specialiști, era destul de îndoielnic, fiind format din personaje cu viziune politică clară, juriști neexperimentați sau pur și simplu oameni luați de pe stradă. De altfel, acest tribunal a fost constituit ad hoc. Unul dintre cele mai importante capete de acuzare împotriva lui Ion Antonescu a fost alianța României cu Germania nazistă. Mai precis, Antonescu a fost acuzat că a băgat țara în război de partea naziștilor și a participat la dezastrul țării și crime de război prin aceea că au trădat interesele poporului român, punând țara în slujba dușmanului fascist și hitlerist, se arăta în acuzațiile Tribunalului Poporului. Totodată, Tribunalul Poporului l-a acuzat pe Ion Antonescu că a condus dictatorial în perioada 4 septembrie 1940, 23 august 1944 și că a subjugat țara Germaniei naziste pe care a alimentat-o cu resurse pentru desfășurarea războiului. Mai mult decât atât, Tribunalul Poporului a arătat că majoritatea liderilor politici din acea perioadă au avut legături cu Antonescu și erau subjugați politic naziștilor de la Berlin. Al doilea mare cap de acuzare a fost acela al crimelor contra umanității și politica rasială a regimului Antonescu. Tribunalul Poporului spune că regimul Antonescu se face vinovat de uciderea și deportarea evreilor, țiganilor și altor rase indezirabile, că Antonescu ar fi dorit purificarea etnică a României și că a declanșat românizarea forțată prin uciderea și deportarea celor de altă rasă sau naționalitate. Mai precis, acuzatorii se refereau la masacrele contra evreilor de la Odessa, trenurile morții de la Iași, despre deportările evreilor și romilor în Transnistria, într-un soi de lagăre de exterminare. Antonescu a fost pus să răspundă pentru aceste masacre, dar și pentru noțiunea de curățire a terenului, adică o amplă mișcare de epurare etnică. Acuzatorii au adus ca probe inclusiv declarații ale lui Antonescu. De notorietate a rămas ordinul adresat de Ion Antonescu lui Alexianu, guvernatorul Transnistriei, în privința evreilor. Bagă-i în catacombe, bagă-i în Marea Neagră, dar scoate-i din Odessa. De altfel, fraternizarea cu Germania nazistă și politica rasială au fost principalele capete de acuzare îndreptate împotriva lui Ion Antonescu și pentru care a fost condamnat ca și criminal de război. În privința alianței cu Germania nazistă, Ion Antonescu a replicat încă de la primele audieri că nu avea de ales. Rupturile teritoriale prin dictatul de la Viena și pactul Ribbentrop-Molotov erau un semnal de alarmă pentru acesta. Totodată, Ion Antonescu preciza că, luptând cu Germania contra rușilor, putea elibera Basarabia, urmând ca Hitler să-i ofere și restul teritoriilor pierdute ca recompensă. În ceea ce privește politica rasială, Ion Antonescu spune că, pe de o parte, a fost constrâns în anumite situații de Germania nazistă, dar și că s-ar fi exagerat mult cifra deportaților și ucișilor. Totodată, Antonescu s-a apărat spunând că uneori deportările au fost pentru siguranța evreilor din Basarabia și Bucovina, dar și din motive militare. Pe romi i-ar fi mutat pentru a menține ordinea. Personalitatea și acțiunile lui Ion Antonescu rămân și astăzi un subiect controversat, care tinde să devină tabu. Părerile sunt împărțite. Cel puțin pentru politica rasială, pentru evreii și romii morți, Ion Antonescu primește și astăzi critici.
Mai ales, este respinsă ideea că Ion Antonescu ar fi încercat să-i salveze pe evrei. În încheiere, vă prezint un fragment din ultima scrisoare adresată de Ion Antonescu soției sale. Nimeni din această țară nu a servit poporul cu atâta dragoste, pasiune, dezinteres, așa cum l-am servit eu. I-am dat totul, de la muncă până la banul nostru, de la suflet până la viața noastră, fără a-i cere nimic. Nu-i cerem nici azi. Judecata lui pătimașă de azi nu ne înjosește și nu mă atinge. Judecata lui de mâine va fi dreaptă și ne va înălța.